situații pe care le-a avut, o echipă extrem de pragmatică. Ieșirea lui Bornescu, este penalti, o ieșire hazardată a lui Bornescu și este penalti, cartonaș galben pentru Bornescu. Oare ce a vrut să facă acolo Bornescu? Nu avea ce să caute acolo, a ieșit mult prea mult din poartă și cu întârziere. Revedem aici, într-adevăr, greșeală. La experiența pe care o are Bornescu, nu se face așa ceva. Îl lovește pe Tănase și este penalti, exact ce vă spuneam acum câteva zeci de secunde, că acest 2-0 este un scor periculos. Va executa Daminuță, omul care a transformat și penaltiul decisiv în Cupa Ligii, a deplas cu Botoșanul. Daminuță, apără Bornescu! Șansă uriașă ratată de cei de la Viitorul.